Incredibil! Incredibil ce surpriză, domne! Ăștia de la PMP l-au ales președinte al partidului pe băiatul ăla... Ah, ziceți, mă, tânărul ăla de viitor, fai de mine, cu Traian Băsescu, domne, așa. Cred că îi mai organizează alegeri de astea doar ca să-i dea vestea: sunteți președinte, domnule președinte. Iar el își amintește de vremurile în care era președinte, știi? Pot să-i facă de astea în fiecare săptămână, că el oricum pare mereu că nu mai ține minte ce a făcut. Ah, șeful, ești președinte, da, da. Vă întreb, pentru că avem nevoie de confirmarea dumneavoastră, dacă unirea României cu Republica Moldova este un obiectiv pe care îl acceptați. Cine este pentru? Mulțumesc! A, e gata, domne, s-a votat. Domnul Băsescu, gata, domne, puteți să mergeți la UE să le ziceți că unirea e ca și făcută. Da, ați întrebat dumneavoastră pe niște unii într-o sală, aia e, gata. L-ați văzut pe Onaca în spatele lui Băse, e superb omul. Toți votează, Onaca aplaudă. A stat prea mult printre foși domnul Onaca, da, una, două, clap, clap din înotătoare. Ce e asta? Rar am văzut lingușitor mai mare, dar na, înțeleg că omul a fost scafandru, deci lui plăcea pe la fund, așa. Ia, să-l auzim pe Traian Băsescu despre vizita lui Klaus Iohannis în Turcia. De ce? Cum de ce? Păi nu e încadrată la divertisment emisiunea asta? Ceea ce ne-au comunicat cei doi șefi de stat este inadmisibil în ceea ce privește acordul părții române. Ușor, ușor. Hai că sunteți de sunteți de comă, domnule președinte. Ce se întâmplă? Vine înapoi, e reflux. Probabil se apropie acel moment în care îi veți stropi pe cei din primele rânduri. Dar vorba aia, ați făcut ce ați vrut pe o țară întreagă, așa, cu boltă. Ce mai contează câțiva PMP-iști acolo? Să știți că împotriva refluxului se recomandă niște pansamente gastrice, cam așa, cu 3 ore înainte de masă. Da, fac minuni, să știți. Și n-au contraindicații, foarte important. Le puteți lua cu orice.